Am venit astăzi să vorbesc cu documente despre extraordinara ipocrizie a celor de la PSD care cer demisia unui ministru al sănătății care este în funcție de nici o lună de zile. Iată un document, un ordin de ministru din 2017, vorbesc despre ordinul de ministru 146, emis de către ministrul Bodog, care este urmărit penal de către DNA astăzi, fostul ministru PSD urmărit penal de către DNA, la nicio lună, atenție, el preia mandatul în ianuarie 2017, la nicio lună de zile dă un ordin de ministru prin care, atenție, prelungește planurile de conformare ale spitalelor până la sfârșitul lunii decembrie 2020. Mare atenție, ce înseamnă asta? În fiecare an, spitalele trebuie să primească din partea DSP-urilor autorizația sanitară. În spatele acestei autorizații sanitare, în fiecare an, este un plan de conformare. Adică vin instituții de control ale statului și spun de la an la an ce trebuie rezolvat. PSD, în loc să rezolve problemele din spitale, au amânat rezolvarea acestor probleme, iată, 3 ani de zile. După ce domnul Bodog pleacă din minister, atenție, după un an, el nu rezolvă nimic din problemele care erau în planurile de conformare, pentru că a dat un ordin prin care amâna, practic, rezolvarea lor până la sfârșitul anului 2020. După domnul Bodog, vine doamna Pintea, tot de la PSD, a cărui dosar este plimbat de 10 luni între parchete, dar care a fost arestată de către DNA pentru fapte de corupție. Ministrul PSD, când a venit doamna Pintea, a primit raportul pe masă a celor de la IGSU, adică a văzut cu ochișorii ei mari și vinovați toate problemele care erau pe zona de siguranță la incendiu. Ce a făcut doamna Pintea? Aici urmează o întrebare esențială care se adresează unui departament de care nu se vorbește din Ministerul Sănătății, respectiv Direcția Economică. Știți cine conduce Direcția Economică? O doamnă pe nume Bumbac, adusă în Ministerul Sănătății în 2009, de cine credeți? Tot de către PSD. Doamna aceasta a controlat finanțele Ministerului din anul 2009, inclusiv din poziția de secretar general al Ministerului. Această doamnă Bumbac este și la această oră Ministerul Sănătății, de aceea cer public domnului Vlad Voiculescu să răspundă la câteva întrebări și apoi va analiza domnia sa dacă trebuie demisă sau nu această doamnă. Iată 6 întrebări pe care o să vă rog să aveți amabilitatea. Eu le voi pune mâine sub formă de interpelare, dar dumneavoastră, în calitate de reprezentanță ai mass media, puteți să le preluați pe 544. Atenție! Solicit Ministerului Sănătății să îmi precizeze care direcție din Ministerul Sănătății s-a ocupat de repartizarea sumelor alocate unităților sanitare pentru dotarea cu echipamente medicale și reparații capitale, atenție, vorbim de spitale pe care le-am filmat eu, unde se prăbușește tavanul pur și simplu pe pacienți. Vă dau exemplu secției de pneumofiziologie de la Spitalul Județean din Mureș. În perioada 2012, cu precizarea numelui și prenumelui persoanei care a condus în perioada de mai sus Direcția Economică. Solicit să îmi trimiteți ordinul și procedura prin care s-au stabilit criteriile de alocare a fondurilor pentru investiții în domeniul sanitar. Nu este o surpriză. Veți vedea că criteriile au fost pur și simplu în pixul ministrului, fără să vorbim despre urgență,
sau fără să vorbim despre o corelare între raportările pe care le-au făcut instituțiile de control, nevoile reale din spitale, mai pe înțeles, și banii care s-au acordat către spitale. Și eu cred că DNA va avea foarte mult de lucru dacă primim răspunsul la a doua întrebare. Care au fost sumele alocate unităților sanitare în perioada 2012-2020, inclusiv la Balș? Și aici aș vrea să fac o scurtă paranteză. Am văzut interviul acestei doamne care conduce de două luni Institutul Matei Balș. Dacă ea nu îmi răspunde la întrebarea când ai primit, stimată doamnă, centralele pentru încălzirea spitalului, dacă din prima zi a mandatului ea n-a făcut nimic ca să pună în funcțiune sistemul autonom de încălzire a spitalului și a constatat că pacienții au venit în spital cu aerotermă, această doamnă trebuie să-și dea demisia urgent. Eu cer public, nu să aștepte să fie demisă de către domnul Voiculescu. Deci dacă din prima zi a mandatului nu a făcut demersuri de montare a centralelor pe care le-a achiziționat, această doamnă manager de la Baș trebuie să plece. Mai am o altă întrebare fundamentală. Care au fost sumele alocate unităților sanitare pe programul Ape Arsuri în perioada 2018-2020, cu precizarea sumelor alocate pe fiecare unitate sanitară? Pentru că ce vedem? La fiecare eveniment nefericit, la fiecare om ars, primul instinct al presei, al aparținătorilor și chiar al Ministerului este să fugim cu un elicopter sau cu un avion militar în afara țării. Întrebarea mea este, în mandatele PSD, ce au făcut PSD-iștii pentru a dota spitale cu mare arș, pentru a construi un spital de mare arș? Vă spun eu, la spitalul județean din Mureș, controlat de PSD-istul Gârbovan, s-a desființat compartimentul de arș. Adică și puținele paturi de arș care au existat au fost desființate de PSD-iști. Cât de nerușinat să fiți voi să veniți astăzi să ne dați lecții despre sănătate când aveți doi miniștri urmăriți penal din PSD, miniștri ai sănătății, care sunt responsabili de mii de vieți pierdute în acest interval în care ați avut bugete pe mână. Atenție, din 1990 și până astăzi am avut 9 miniștri ai sănătății de la PSD. 9! Nu 1! Ce ați făcut pentru noi? Ce ați făcut pentru sănătatea noastră? Pentru că atunci când am venit în vizite inopinate în 84 de spitale, în primul meu mandat de deputat și membru în Comisia de Sănătate, ați chemat poliția, ați chemat paza, ați spus să fiu fugărit pentru că filmam ceea ce presa nu putea filma, pentru că tot niște miniștri PSD au dat ordine de ministru ca voi, presa, să nu puteți intra și să vedeți jecul și mizeria din spitale. Așa că PSD-ul nu are nicio autoritate morală să vină să ne dea lecții nouă despre cum ar trebui să manageriem situația din spitalul sanitar. Angajamentul nostru ferm al Alianței USR Plus este că vom construi spitale și pentru asta vom avea un departament în minister care o să se ocupe de asta și o să urmăresc că își face treaba. Asta trebuie făcut zilnic. Inspecția Sanitară de Stat, IGSU, DSP, trebuie să controleze zilnic spitalele cu probleme, autoritățile locale și autoritățile județene să se implice financiar, pentru că nu este posibil ca în Cluj-Napoca, un oraș cu 350 de milioane de euro buget, să aibă o instituție medicală pe teritoriul ei, Institutul de Transplant din Cluj, care funcționează într-un pod neamenajat, un fost pod pentru porumbei. Un oraș care construiește stadioane, săli de sport, biserici,
mall-uri și nu construiește niciun spital în 30 de ani, arată valoarea pe care o dăm noi sănătății dincolo de vorbe. Și dincolo de revolte, trebuie să văd o societate civilă vie care iese în stradă și cere spitale, nu doar după ce apare o tragedie. Pentru că eu am vorbit despre mizeria din spitale înainte să ia foc. Și de multe ori am fost numit circar sau om care exagerează. De aceea, sub nicio formă PSD nu are calitatea morală să ne dea nouă lecții despre sănătate, pentru că ei au fost la originea celor mai mari jafuri din sistem în ultimii 30 de ani. Este un rit impus de incapacitatea noastră de a construi. Dacă în sistemul privat se pot construi spitale în 2 ani, trebuie și statul să fie capabil să facă la fel. Sigur, aceste 3 spitale sunt foarte mari. Dar există nevoia de a construi spitale de la zero în orașe ca Buzău, în orașe ca Brăila, în orașe mai mici, unde infrastructura este la pământ și unde se pot construi spitale de 30 de milioane de euro, de 35 de milioane de euro. Vă dau și o sursă de finanțare. Dacă luăm din taxa de clawback de la medicamente, dacă luăm banii necesari, și dădeam doar la sănătate conform legii, că așa era legea, aveam cel puțin 16 spitale ca spitalul Mioveni. Deci, este o chestiune de politică publică și de concentrare pe ceea ce înseamnă priorități. Clujul are un stadion de 36 de milioane de euro și spitalul județean are clădiri de 100 de ani. Târgu Jiu are un spital vai de mama lui, praf și pulbere. Am filmat acolo, curge la propriul rahatul pe pereți. Și are stadion nou, cu o echipă în Liga a treia, dacă mai este. Craiova are un spital județean în care am filmat dezastru, în care managerul cumpăra apă fierbinte cu cisterna. Și are stadion de 5 stele. În a doua zi de mandat a domnului Voiculescu am fost la domnia sa în cabinet și era cu reprezentanții BEI și vorbea despre spitale. Deci nu am așteptat să vin cu declarații, ci am fost la minister și merg aproape zilnic să văd în ce stadiu se află acest mare proiect de țară care trebuie să însemne construirea de spitale. Dar atenție, când se construiește bugetul, fac un apel public la reducerea cheltuielilor statului. Trebuie să dăm bani către spitale și vreau să văd asta și prin dimensiunea pe care o dă bugetul Ministerului Sănătății pe zona de investiții. Până la fonduri europene, vreau să văd care sunt banii care vor fi dați în mod concret pentru spitale noi, dincolo de ceea ce trebuie să reparăm urgent ca să nu mai ia vreun spital foc. Așa este. Orice măsură, pentru că sunt membru în Comisia de Sănătate, care va ușura construirea de spitale, în parteneriat public-privat, într-o orice formă, noi trebuie să construim mult mai repede și mult mai bine, pentru că doamnele de la Asociația Dăruiește Viața au construit spitale consultându-se cu specialiști. Nu au făcut-o după ureche, după proiecte ca la Buzău, la Spitalul Județean, unde avem
decopertată o jumătate de clădire pentru că proiectantul a greșit ceva. Sau ca la Deva, unde s-a constatat după ce s-a renovat o aripă a spitalului, că nu intră decât o targă. Deci, toate proiectele care țin de spitale trebuie făcute de specialiști în construirea de spitale, nu în prietenii de partid ai PSD-ului. Despre acest raport, domnul ministru are o obligație legală să dea explicații în amănunt și sper să o facă mâine într-o conferință de presă. Eu cunosc parțial bucăți din acel raport, o să las pe domnia sa să dea detalii, dar atenție, sper să facă publice toate detaliile. Dar de ce? Da, eu nu vreau să dau cu presupusul. Eu v-am spus că din prima zi a mandatului domnului Voiculescu am fost în minister cu două teme pe care le-am expus în Comisia de Sănătate. Managerii numiți politic din spitale trebuie schimbați. Pentru că dacă la Sinaia o doamnă manager pe nume Miu poate să renoveze un spital de 200 de ani și să o facă foarte bine, așa puteau să facă și alți manageri lucruri frumoase în spitale care, chiar dacă sunt vechi, cu mult efort se pot renova. Cele care se pot renova trebuie renovate, iar marea majoritate care au o vechime mai mare de 50 de ani trebuie demolate și construite altele. Domnul Străinu Cercel este în Parlament, nu mai trebuie chemat. Eu abia aștept să vină PSD-ul cu acuzațiile pe care le are legate de cele 30 de zile de mandat, pentru că voi vorbi cu foarte multe alte documente despre dezastru construit de către PSD. Iar domnul Străinu Cercel trebuie să ne prezinte în cei 19 ani în care a fost manager, care au fost planurile de reabilitare, cu ce firme s-au făcut, la ce prețuri și care au fost demersurile pe care le-a făcut în calitate de manager, ca la spitalul din Balș, unde noi spunem că este institut de mare anvergură și este prin calitatea personalului medical, dar nu prin calitatea infrastructurii, vreau să știu cum a suportat domnul Străinu Cercel să intre pe acele porți unde la intrare este un coteț. Deci dacă v-ați uitat la intrarea în Institutul Matei Baș, veți vedea cartea de vizită a spitalului înseamnă o hardughie mizeră care arată cât preț punem noi pe sănătate. Domnul Străinu Cercel nu poate fi chemat de către deputați în calitatea lui de senator, dar poate fi chemat. Poate fi chemat să dea răspunsuri foarte bine prin documentele pe care le vom cere la Matei Balș, prin documentele pe care le cere la Ministerul Sănătății, ca să vedem exact în mandatul lui câți bani a primit și cum i-a cheltuit. E foarte simplu. Nu am înțeles. Sigur că da. Vom vorbi despre centrale, când s-au cumpărat, dacă s-au cumpărat, unde sunt rezervoarele de apă. Și sper ca noul primar al Bucureștiului, domnul Necușor Dan, să-și facă treaba de primar, să facă un audit la ASSMB și să vadă unde s-au dus banii. Și eu mulțumesc.